Salutare, dragi prieteni, cu voi este canalul Iepur Vlogs Mari Matei și în acest video le dăm câte un desert la iepuri. Le dăm câte un morcov. Uitați, iepuroica. Are un pic de gușă. Ea n-are poziție. Are mai poziție iepuroiul. Ia să-i dă de morcov. Îl băgăm în cușcă. I-am pus porumb și lucernă. O punem aici jos, sigur că singură. Apare. Da, și iepuroiul i-am făcut curat. Lucernă. Nu pot să iau. E foarte greu. Nu știu câte kilograme are, dar cred că are 8 kg, peste 8 kg, pentru că e foarte greu, nu pot să ridic o mână. Dacă le iau cu două mâini, pot, dacă nu, nu. Are în jur de vreo cam 8-9 kg. Nu are, dar 8 kg jumate cred că tot le are. Vedeți, ăsta are poziție. E proica, nu știu de ce nu pe ea. Vedeți, tatuații nu sunt. Stai, mă. Dă-te mai încolo, așa. Bravo. Hop. Bravo, guli. Ia de tu papi, morcovel. Nici el nu vrea. Îi dăm acolo în cușcă. După el îl mai lăsăm un pic aici pe măsuță. Vedeți? Are destul de bună poziția. Mai sus. Bravo, culi. Uitați-l. Mai stai, mă? Mâncarea la porumbei. Vedeți, le-am făcut un pic de curat. Pe jos. Morcovul l-are acolo. Unde e el? Lucernă, apă. Punem un pic de pauză și ne ducem și la Jennifer. Am revenit și uitați-o. Vedeți, am mâncat lucerna. Vedeți, un porumb deja l-am mâncat aproape pe tot. Pe ăsta îi scoatem și îl lăsăm aici. Scoatem și pe aia un pic. Arăjăm astea. Vedeți, are piatra aici. Scrieți-mi în comentarii dacă o mai las aici, asta, pentru că are 5 zile de când stă la iepuroică. Știți? Un pic de lucernă. Îi mai băgăm. Ia uitați, ea deja a apucat să roadă asta. Ține de aici. Îi place foarte mult morcovul. Hai, mănâncă. Îi băgăm lucernă.
din mai băgăm mai mult. Că atâta e de ajuns. Uitați și cuibul. Dau eu ăsta de aici și ia uitați, acum le-a dat mama lor să sugă pentru că e ăsta răspândit, vedeți, să vă spui, uitați și mama lor, ia purai că rămânească. Scrieți în comentarii dacă după 5 zile îi mai las asta la ea în cușcă acolo. O luăm ceafă și o băgăm. Îi dăm și morcovul. Ea deocamdată se preocupă cu morcovul. Deci cam atât a fost cu video-ul ăsta, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Vreau să vă mai zic ceva, vă mulțumesc că s-a strâns 129 de abonați. Dacă până la sfârșitul lunii se fac 140 de abonați, vă promit 140, da, atâta, 140, dacă se strâng până la sfârșitul lunii decembrie, se strâng 140 de abonați, mergem pe câmp. Sau până atunci s-ar putea să ningă și mergem la Săniuș. Sau dacă mergem pe câmp cu câinii, când e zăpadă. Deci, cum am spus, dați un like și abonați-vă. Pa!